Aici sunt pe ea, sunt pe ea. Nu pot să pun mâna. Nu la poză, Simona. Simona, o poză. O poză în față aici. Simona Halep a servit cel mai rapid, da. Fericitul eveniment a avut loc sub o ploaie de confeti într-un club exclusivist din Mamaia, acolo unde a început și povestea de dragoste dintre cei doi. Halep a purtat o rochie crem, iar Toni Iuruc un costum negru. Cununia civilă a fost oficiată chiar de primarul Constanței. Halep, Simona. De bunăvoie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Iuruc Apostol Gabriel? Da. Părinții Simone au fost foarte emoționați. Am emoții, sau fiecare mamă când vine această zi pentru copilul ei. Ce să vă spun, m-am rugat să fie o zi cu soare, o zi liniștită. E așa după sufletul lui Simone? Ceremonia să fie frumoasă, petrecerea minunată și toți invitații să fie bine și sănătoși. Simone și lui Toni. Multă sănătate, că restau de fapt. Alături au fost 300 de invitați, mulți dintre ei foști mari campioni, Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu și Ilie Năstase. Invitații care nu aveau certificate de vaccinare au fost testați într-un cort. Este cea mai mare sportivă a României, a făcut extraordinar de multe lucruri pentru tenisul românesc. Deci eu mă închin în fața ei pentru această campioană a determinării, a ambiției. N-am cuvinte și este un exemplu de urmat, această fată extraordinară. I-am adus ploi și m-am rugat să-i dau o rachetă de tenis de-a mea, dar n-am avut timp să mă duc la București. După ce mirii și-au făcut jurămintele de iubire, a început și petrecerea. Simona Halep s-a schimbat într-o rochie lungă albă, cu un croi drept extrem de simplă, dar extrem de rafinat în același timp. Dan Bidman a cântat melodia pentru dansul mirilor. Pe scenă au mai urcat formația machidonească Pindu, dar și Loredana. Să fie fericită în primul rând, să fie sănătoasă, să aibă putere, să ne încânte în continuare cu talentul ei și cu felul în care ne inspiră pe toate femeile și nu doar femeile din România, ci din toată lumea. Și să rămână în continuare number one. La miezul nopții, invitații au fost încântați de un foc de artificii. Petrecerea s-a terminat 2 ore mai târziu. La revedere! O seară bună! Seară bună. Succes mai departe, Simona! Cununia religioasă va avea loc anul viitor la București. În clasamentele mondiale, Simona va reprezenta România sub numele de Simona Halep Iuruc.